Tu ce ai alege, să pupi o broască pe buze sau să te îmbrățișezi cu un șarpe? Salutare tuturor și pam pam pam! Astăzi ne jucăm un joc pe Roblox unde trebuie să facem niște alegeri dubioase și să ne dăm pe topogane în backrooms. Sunt convins că nu se va întâmpla nimica groaznic. Oh, ba da, este groaznic să pupi o broască pe buze, este foarte groaznic. Așa că, înainte de a începe, v-aș ruga să spargeți butonul de like. Aveți grijă, butonul de like să-l spargeți, nu telefonul sau calculatorul sau de pe ce vă uitați. Doar butonul, da? Bun, și cu astea fiind zise, haideți să alegem. Eu o să aleg ce aș face eu, dar voi puteți scrie în comentarii ce ați alege voi. Deci, în primul caz avem de pupat o broască pe buze sau de îmbrățișat un șarpe. Bă, sincer, eu aș pupa broasca pe buze, cred. Zic asta pentru că e doar un pupic, gen, iau broasca, da, și doar atât. O să fie scârbos, dar atât, am scăpat. Între timp ce îmbrățișatul șarpelui poate fi mai groaznic. Adică ce dacă șarpele mă strânge și mă lasă fără aer și mor? Nu știu, fraților, eu personal aș pupa o broască pe buze, așa că uuu, mamă, unde mă duc? Wow, cum? Ok, am ieșit prin găurică. Acum, unde mă duc? Mă duc aici, mamă, dar ce e ăsta? Nu pot călca pe ăsta, oare? Oh, am sărit și peste ăsta. Și ce? Cel mai bun bacon, dacă e crispy sau dacă e mai moale. Ok, aici sunt tot ceva alegeri, dar haideți să vedem ce-i pe aici, nimica. What? Ne-o păcălit, am venit aici degeaba, ok. Deci avem de ales cum ne place baconul, dacă este mai crispy sau dacă este mai chewy, ar veni tradus mai moale, mai moale. Bă, nu știu de voi, dar mie îmi place mai crispy, așa că haideți să mergem pe aici. Mamă, capibara, unde am ajuns? Uite, pot să văd ce-au votat alții, ok, în mare parte lumea a votat crispy și acum, mamă, ne ducem pe aici, facem parcurs de ăsta periculos, dar dacă pic jos, unde pic? Pic în... Ăsta-i ce cred eu că este, pentru că este maro. Și este dubios, oare e chestia aceea ce cred eu că este? Este caca de capibara! Păi capibara, tu ai făcut asta! Ok, cred că am înnebunit la cap, așa că mergem mai departe. Pe aici și ia! Ce ne întreabă? Ce anotimp este mai bun? Vara sau iarna? Bă, vara e nașpa că e cald de mori, efectiv e cald de mori, dar iarna e frig de mori. Dar la frig te poți îmbrăca cu geacă, dar... vara nu te poți dezbrăca, adică nu o să mergi în pielea goală pe stradă. Imaginează-ți, Doamne, ce ciudat ar fi. Dar eu personal prefer vara, pentru că poți să ies afară, noaptea se face mai târziu, adică pe la 9 încă este lumină. Așa că eu zic că vara! Mamă, unde am picat? Băi, beatule, what? Am intrat în lift? Ce sta, mă? Huggy? Pe unde am ajuns? Salut, la revedere! Nu! What? M-am omorât! Bă, ce? Cum adică? De ce m-am omorât? Am ajuns înapoi, deci nu pot să cred așa ceva, m-am omorât Huggy. Ce e asta, bătaie de joc? Ok, nu știu dacă am făcut ceva greșit înainte, poate trebuia să fug sau... pot intra aici? Nu pot intra acolo, ok. Păi atunci cobor înapoi și oare ce trebuie să fac? Trebuie să fug de Huggy Wuggy? Nu știu cum am ajuns din backrooms la Huggy. Oh, închide ușa, băi, beatule, ce face? Oh, bă, nu cred că am făcut ceea ce trebuie, pentru că iarăși am murit. Ce înseamnă asta, fraților, oare trebuie să aleg? Oh, ce am făcut? Am picat în caca de capibara. Ce înseamnă asta, fraților, oare trebuie să aleg iarna, anotimpul iarnă, pentru că anotimpul vară nu este corect? Haideți să încercăm să mergem aici la iarnă, să vedem ce se întâmplă aici. Wow, am picat undeva. Oh, ok, deci aparent iarna este corect, dar de ce? În fine, mie îmi place vara și acum ne ducem mai departe. Pe unde mă duc? Mamă, să nu calc în caca de capibara. Ok, urcăm pe aici, intrăm în găurica asta superbă și unde am ajuns? Ce este mai bun? McDonald's sau Burger King? Bă, există o problemă, eu încă n-am mâncat în viața mea de la Burger King, pentru că, dacă nu greșesc, există un singur Burger King și ăla este în București, dacă nu greșesc. Dar aici, în zona Ardealului, unde locuiesc eu, nu avem în Burger King, așa că o să mă duc la McDonald's. Mamă, hai cu McPuișorul ăla bun și Big Mac-ul ăla foarte bun. Perfect. Și acum... unde suntem? Ce-i ăsta? De ce arată ăsta așa către mine, nesimțitul? The backrooms need your votes. Ok, ok. Și ce-i ăsta? What? Unde mă cațăr? Mă cațăr pe cele mai mari trepte, ești nebun? Și acum cobor și what? Ce ai prefera să auzi prima dată? Veștile bune sau veștile rele? Bă, eu zic că este mai bine să auzim prima dată veștile rele, pentru că după aceea le auzim pe cele bune și... o să ne înveselească, nu? Asta e logica mea, scrieți și voi părerea voastră în comentarii. Și acum, unde am ajuns? Oh, nu! Oh, cred că am ales... oh! Păi, beatule, de ce mă calcă un tren? Bă, stai, mă, stai! De ce? De ce am meritat sorta asta? M-a călcat un tren! Ok, se pare că lumea nu a votat veștile rele, a votat veștile bune, așa că ne ducem pe aici și să vedem unde ajungem, unde am ajuns, unde sunt, ajutor. Văd aici o groapă în pudea, hai să picăm aici și unde am ajuns. Ok, bine, știu că suntem în backrooms, dar unde în backrooms mai degrabă? What, ce aici? Ce ai alege să fii? Să fugi foarte rapid sau să fii foarte puternic? Bă, hai să o luăm logic din nou. Puternic, poți să te faci la sală, nu? Adică poți face acolo niște mușchiuleți puternici, băi beatule. Oh, nu, mușchii mei, oh, nu. Dar să fii foarte rapid, în teorie, nu prea poți să devii. Adică depinde cât de rapid. Bă, eu personal aș alege să fiu foarte rapid, pentru că mușchi pot să-mi fac la sală. Și să vedem, da mă, da, am ales corect. Asta a ales toată lumea. Ok, ce aici? Oh, nu, să nu pic în caca de capibara. Așa, acum mă duc pe aici, perfect. Și ce-am ajuns? Adică ce-am ajuns? What? Nu mai știu vorbi. Which would you rather be? Ce ai alege să fii? Cel mai deștept din cameră sau cel mai amuzant din cameră? Bă, eu sunt singur în camera asta. Asta înseamnă că sunt cel mai deștept din cameră? Da, mă, da! Am cel mai mare creier din camera asta. Bă, haideți să o luăm din nou logic. Eu zic că dacă ești deștept, atunci ești destul de deștept să fii cel mai amuzant. Așa că hai să mergem aici și să vedem dacă am ales corect. Da, mă, da, am ales corect. Da, mă, da, v-am zis că sunt cel mai deștept din cameră. Și camera e goală. Din păcate, doar așa sunt cel mai deștept. Na bun, ne ducem pe aici, pe holurile astea întunecate din backrooms și which would be better? Ce ar fi mai bine? Să înoți sub apă, nu, adică vorbesc prostii. Să poți respira sub apă sau să zbori. Nu știu de voi, dar părerea mea este că e mult mai mișto să poți zbura. Așa că o să aleg să zbor și să vedem dacă am făcut alegerea corectă. Da, mă, da, v-am zis că sunt cel mai deștept din camera goală. Ok, coborâm pe aici cu capibaraul nostru, îl dăm de pereți și de tot ce se poate. Aici mai avem niște treabă nasoală de capibara, l-am ocolit și o ușă. What? Ce va fi în spatele ușii? A, backrooms mai departe. Foarte interesant, aici văd o groapă. Am coborât și ce? Ce alege într-un hot dog și un cheeseburger? Bă, fără să mă gândesc prea mult, cheeseburger, e clar. Clar că cheeseburger, dar vreau să-mi ziceți și voi în comentarii ce ați alege. Ok, sărim sus aici, acolo e săgeata aia șerpuită și deja putem vedea ce acolo. Ok, stați un pic că înainte să vedem acolo trebuie să sărim peste capcanele astea, așa. Și ce ai alege? Marvel ori de ce? De ce? Bă, sincer să vă zic, Marvel, știu că fac filmele astea cu supereroi, cu Spider-Man, cu Iron Man, cu toate cele, dar DC ăsta nu știu cine este, așa că o să mă duc după Marvel, să sperăm că e răspunsul cel corect. Da, mă, da, o fă răspunsul cel corect. Bă, sincer să vă zic, nu prea-mi plac filmele astea cu supereroi. Nu m-a atras niciodată. What? Cine a dat un pumn prin backrooms, bă? De o spart peretele, băi! Băi, care atât de forțos? Cred că cineva, când a fost să alegi să fii rapid sau forțos, cred că au ales să fie forțos și a dat un pumn aici în perete în backrooms. Cred că asta s-a întâmplat. Uite, ne ducem pe aici, pe alea, să nu pic, să nu-mi rup piciorul. Și ce ai prefera? Să ai un bucătar personal sau maid? Mamă, cum vine tradus maid? Servitoare, o servitoare personală. Bă, eu zic că bucătar, pentru că cine știe ce rețete interesante ar face, nu? Mi se pare mai interesant un bucătar. Hai să vedem dacă am ales corect și... da, mă, da, da, mă, da, n-am ales deloc greșit încă astăzi. Nu, n-am ales, toate au fost corecte. Parcă nu m-a călcat un tren și nu m-a mâncat Huggy Wuggy. Ok, vă văd aici ceva lasere, bă, și... Mamă, bă, zici că fură o bancă, ești nebun? Wow, următoarea întrebare. Taco Bell sau Chipotle? Bă, Chipotle? Chipotle avem în România. Nici nu cred că avem Chipotle în România. Nu știu dacă avem, habar n-am. Așa că o să aleg Taco Bell și vreau să-mi ziceți în comentarii dacă ați mâncat de la Taco Bell. Îmi place foarte mult că la Taco Bell te lasă să-ți repui sucul de câte ori vrei. Adică ei îți dau un pahar de suc și dacă l-ai băut, tu poți să mergi acolo să-l reumpli cu suc din nou. Ceea ce e foarte tare. Și ce avem aici? Better for communication. Ce preferați? Să vorbiți la telefon sau prin mesaje? Bă, depinde. Dacă este un prieten, îmi place să vorbesc cu el la telefon. Dar, dacă este cineva necunoscut, prefer prin mesaje. Dar eu acum o să aleg la telefon și sunt curios ce am ales. Da, mă, da, am ales corect. What? Unde sunt? M-am blocat în backrooms. Bă! Bă, ăștia au ascuns aici de mine, ești nebun? Uite că avem ceva super puteri în dreapta, ce e ăsta? Would you like to buy teleport? Nu vreau să cumpăr teleport, dar ce mai am? Would you like to buy monster gun? Nu știu ce e monster gun-ul, hai să nu cumpărăm nimica că nu știm ce face și... Bă, ce? Ești nebun? Stai un pic. Deci dacă am picat acolo, m-am dus direct în China, ești nebun? Deci când eram mic, credeam că dacă sap sub mine, gen dacă sap drept sub mine, ajung în China. Nu știu dacă este adevărat asta. Ar trebui să încerc. Cum ar fi să fac un vlog? Sap 10 km sub mine. Am ajuns în China. Ce idei trăznite, mă. Ce ar fi mai nasol? Să porți pantaloni umezi toată ziua sau să porți tricou umed toată ziua? Bă, eu zic că ar fi mai nasol să porți pantaloni umezi toată ziua. Pentru că ți rece la buci. Serios, nu-mi place așa ceva. Așa, oh, what? Oh. De ce l-au pe Siren Head? Ce asta? Oh, să-mi bat piciorul. Siren Head, nu, stai, bă, stai că putem discuta. Bă! Ok, deci lumea preferă tricoul umed ca și răspuns că ar fi mai nasol. Eu zic că ar fi mai nasol de fapt pantalonii. Vrei să zic că toată lumea că te-ai pișat pe tine? Nu cred că vrei să zic asta. Ok, hai să vedem. Exit here. Ce? Am ajuns la exit. Deci nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred că am ajuns la exit. Hai să vedem. Ia, unde am ajuns? What? Wow. Unde am ajuns, bă? What? Am ajuns în pool rooms. Haideți să facem o baie. Băi, beatule! Mamă, merem la o băiță cu capibaraul. Hai că o fă destul cu băița. Cum ies afară? What? What? Văd sub hartă? What? Am ieșit afară, fraților, și ce ne scrie aici? Contra cine ai câștiga o luptă? Și avem o maimuță, un crocodil și un leu. Fraților, cred că continuăm de aici în episodul următor, dar asta, desigur, doar dacă v-a plăcut acest episod. Așa că dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!